investiție în timp record. Managerul Spitalului Municipal din Orșova, Adrian Cican, a făcut pași importanți pentru reabilitarea și modernizarea unității medicale. Secții noi, care nu au mai fost până acum în structura spitalului, au fost deschise la începutul acestei săptămâni. Astfel, locuitorii municipiului, dar și cei din zona limitrofă, vor beneficia de cele mai bune servicii medicale. Noi secții și cabinete care nu au mai existat până acum în structura Spitalului Municipal din Orșova au fost deschise. Aici au fost finalizate ample lucrări de renovare și extindere. Medicii specialiști își pot desfășura de acum înainte activitatea profesională într-un cadru nou și modern, cu aparatură de cea mai bună performanță. E o investiție care atrage după sine servicii medicale pentru pacienții din Orșova, dar nu numai pentru pacienții din Orșova, cât și pentru zona limitrofă. Asta ar fi condiția de bază și pentru ce ne-am îndreptat noi atenția prin această investiție. Iar ultima parte, să spunem, care este totuși destul de importantă pentru medicii tineri specialiști pe care noi îi atragem, i-am atras și o să-i atragem în continuare la Spitalul Municipal din Orșova, trebuie să le creionăm și să-i atragem prin a-i caza pentru a le oferi hrana necesară, pentru că știți cum e la început de drum orice medic tânăr specialist, dacă are un avantaj în sensul că va scuti anumiți bani, va veni la noi, pentru că centrele universitare, desigur, oferă multe alte oportunități față de un spital mai mic din provincie. Dar eu zic că acum, când discutăm, cele 5 garsoniere care le avem în corpul administrativ, cu cele 2 care le vedeți astăzi, sunt 7 garsoniere care ne ajută foarte mult. Trebuie să menționez faptul că primăria și lângă mine este primarul municipiului Orșova, ne sprijină financiar. Spitalul din Orșova beneficiază de aparatură performantă de ultimă generație. Aparatura nouă din sistemul medical va duce spitalul pe primul loc în regiune, deoarece deține o aparatură care nu a existat niciodată până acum în Orșova, de la înființarea spitalului din anii 70. Mai mult decât atât, medicii tineri de specialitate vin la Spitalul Municipal din Orșova pentru a-și desfășura activitatea profesională. Până acum, Spitalul Orșova n-a avut cabinet de urologie, oncologie și diabet zaharat, cabinet de stins. Și de azi avem aceste specialități în cadrul spitalului. Aparatura? Aparatura, am primit pe ultimul proiect foarte multe aparature, ecografe de ultima generație, un computer tomograf și aparatura pentru recuperare medicală. Conștientizând cât de important este la debutul carierei să beneficiezi de cazare gratis, managerul spitalului pune la dispoziția tinerilor specialiști veniți din toate colțurile țării 7 garsoniere și 2 apartamente dotate și mobilate modern. Primăria municipiului Orșova oferă sprijin financiar pentru a asigura o bună parte din cheltuieli, bani consistenți fiind asigurați din bugetul local. Am conștientizat cu toții că sănătatea își are un rol important pe plan local și evident și pe plan național. Ca atare, suntem conștienți că trebuie să alocăm fonduri importante pentru sănătate. Asta nu înseamnă că învățământul și celelalte rămân la urmă, însă am spus-o și o subliniez și la momentul acesta. Voi acorda tot sprijinul domnului manager Adrian Cican și de aici încolo. Pentru mult timp, spitalul din Orșova a fost rezervat pacienților COVID, iar acum că ambulatoriu a fost deschis, locuitorii acestei zone vor beneficia de cele mai moderne și performante aparaturi medicale, precum și de un confort sporit.